teme din perioada aia în care auzeam ce nebunie era cu tot felul de reclamații, în diverse contexte, adică până și când mi-am făcut o manicură, am auzit discuții, deci, măi, am auzit că e un manuc, da, la a șaptea mână, telefonul fără fir, se vorbea pe piață despre. Deci nici extrema cealaltă, vreau să vă spun, adică mă gândeam ce doresc eu copiilor noștri, adică eu și Diana și copiii noștri cu ghidul. N-aș vrea nici tăcere totală și nebăgare în seamă, pentru că este tot o formă de rezistență. Și revin la experiența mea de acum din universitate, unde planul cu niște activități, zic eu, destul de pertinente și de periculoase pentru conservatori, a trecut cu ușurință, nimeni n-a dat niciun feedback, nimeni n-a avut nimic de reclamat, planul a fost semnat, da, e în derulare, dar eu simt un soi de rezistență indirectă și la asta trebuie să fim atenți, da? O să, da, e un manual, intră acolo. Deci poate să fie și varianta asta și tăcerea și lipsa de reacție e un soi de rezistență. Mulțumesc frumos, Lama, pentru răspunsul. Mai, vă rog. Dacă m-ați venit, acum poate pot să fac niște propuneri. Radica Bărbățătân. Este în derulare un proiect care se numește Eticheta Școli Durabile, care își propune să meargă în școli împreună cu NGO-uri și să atingă măcar câteva din cele 17 domenii de așa, unul din ele fiind egalitatea de șanse. Poate că o colaborare cu cei care coordonează acest proiect va deschide mai ușor ușa școlilor și promit că vă pun față în față. Mulțumim. Așa, și pe de altă parte vreau să vă invit la Clubul Valențele Feminității de la Academia Oamenilor de Știință la o discuție despre egalitatea de gen în știință și cercetare. Mulțumim de invitație și ne bucură că există mai multe inițiative care sprijină sau să vină în spiritul egalității de gen. Putem să mai luăm o întrebare extrem de scurtă? Sau dacă nu? Pentru că deja suntem în întârziere, continui cu o intervenție. Să mă iertă. Da, rămâne aici. Despre și exact, mulțumesc foarte mult pentru intervenție, că cumva mi-ați aruncat așa mingea la filo pentru a povesti despre o altă activitate pe care am avut-o în cadrul proiectului. Aceea de lucru pentru o mai bună profesionalizare a expertizei în domeniul egalității de gen. După cum ați spus, construim pe lucruri care deja s-au construit și încercăm să le îmbunătățim cât mai mult. Dar încep așa discuția prin o întrebare către dumneavoastră. Să vă imaginați cum ar arăta orașul acesta dacă în echipa de arhitecți ar fi și o persoană implicată sau o persoană sau de arhitectură urbană, ar fi și o persoană responsabilă pe egalitate de șanse și cu expertiză în domeniul acesta.